Lucian Blaga explica motivația germanului de a inventa tiparul prin aceea că a dorit accelerarea difuzării Bibliei, neavând intenția de a tipări bancnote. S-a creat astfel odată pentru totdeauna un alibi pentru orice inventator. Muzica lui, compusă pentru visul unei nopți de vară, este poate cea mai ascultată în momente speciale din viața fiecăruia, cum ar fi căsătoria. Marșul nupțial a devenit piesa populară pentru nunți după ce în 1858 a fost cântat în ziua căsătoriei prințesei Vicky, fiica reginei Victoria, cu prințul Friedrich al Prusiei. Omul de știință francez nu se mulțumea doar cu efectuarea calculelor seci, dorea să experimenteze, motiv pentru care a reușit performanța să se ridice cu balonul la altitudinea de 7000 de metri. Se întâmpla în 1806 și a lăsat averea prin testament acelei părți a națiunii române din Ungaria și Transilvania, care aparține la confesiunea orientală ortodoxă, pentru acordarea de burse studenților și pentru ajutorul preoților. 135 de ani mai târziu, patrimoniul fundației constituită pe această avere genera încă dispute. Fiul liderului liberal Ion Brătianu a abandonat studiile de drept pentru a se dedica studiului istoriei la Universitatea Sorbona. De la 50 de ani a experimentat pe propria piele abuzurile comuniștilor, fiind închis fără judecată la Sighet, unde a și murit fără a se cunoaște exact data, undeva între 23 și 27 aprilie 1953. Ucenic al neurochirurgului Nicolae Bagdazar, medicul dolheștean cunoscut ca un nonconformist incurabil, n-a fost simpatizat de comuniști. Cel trimis la Moscova pentru specializare nu a dorit să uzurpe șefia Spitalului de Neurochirurgie bucureștean, care poartă acum numele celor doi pionieri români ai domeniului. Al 28-lea președinte american a fost confruntat în cel de-al doilea mandat cu dilema implicării sau nu a Statelor Unite în primul război mondial. Alegerea făcută atunci și implicarea în elaborarea tratatelor de la Versailles au dus la afirmarea Americii ca lider mondial. Actorul brăilean a suferit de pe urma copilăriei trăită în sărăcie. A vrut să emigreze în America să joace în filme, însă a rămas acasă pentru a încânta prin rolurile sale spectatorii de teatru și film români. Te-ai găsit nata, Ilie Gămălie, din Cisnădie. Mă rog, din Cisnădie, te-ai găsit nata să ne faci teorie, teoria chibritului. Însă, fii drăguț și lasă-ne. Avem atâtea pe cap, nu mai știm de ale noastre. Hai. În matematică a introdus terminologia modernă a calculului vectorial, reducând cele 20 de forme ale ecuațiilor lui Maxwell la doar 4. În tehnică îi datorăm brevetarea în 1880 a cablului coaxial. A fost Titus Andronicus și Hamlet și Richard al III-lea, dar și cel mai iubit dintre pământeni. Era totuși mâhnit de faptul că lumea îl știa mai degrabă pentru că a cântat cu Sanda Ladoș. Dacă aș oferi rețete, cineva le-ar putea cumpăra și ar spune... Mai iau după rețeta asta și devin actor. A avut ambiția de a scrie câte un roman pe an, însă după Medelen era greu. Călinescu îl ironiza numindu-l metaforel și scornind verbul a medeleniza. Sintagma dulcele târg al ieșilor pare o astfel de medelenizare. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.